Bună ziua, stimați telespectatori, bun găsit, dragi copii! Astăzi, în cadrul emisiunii Educația Juvenilă, vom avea trei invitați. Înainte de a trece la prezentarea lor, am să vă rog, stimați telespectatori, să trimiteți SMS-uri la numărul de telefon afișat pe ecran. Iar mai târziu, în emisiune, dragi copii, am să dau citire rezultatelor înregistrate în etapa a 10-a la fotbal juvenil Junior C. Am să trec la prezentarea invitațiilor de astăzi a emisiunii Educația Juvenilă. Am să încep cu domnul Viorel Dumitru, pastor la Biserica Baptistă Sfânta Treime. Bine ați venit, domnul Dumitru, și vă mulțumesc pentru faptul că ați acceptat invitația mea. Mulțumesc și eu. De asemenea, domnul Tudor Pașol, pastor la Biserica Penticostală Marnata. Bine ați venit, domnule Pașol, și de asemenea vă mulțumesc pentru faptul că... Plăcerea a fost de partea mea. Invitatul mai avem de asemenea și pe domnul Nelu Pădure, predicator. Vă mulțumesc, domnul Pădure, pentru faptul că ați acceptat invitația la emisiunea Educația Juvenilă. Stimați telespectatori, în cadrul emisiunii mai avem invitat și pe elevul Lazar Alexandru, care ne va interpreta mai târziu în emisiune două melodii clasice. Îți mulțumesc și ție, Alexandru, pentru faptul că ești prezent în emisiunea noastră. De asemenea, trebuie să-i mulțumim și domnului profesor Dicu pentru faptul că ne-a îndreznit prezența în cadrul emisiunii noastre. Dragii mei invitați, încă de la început vreau să vă spun faptul că în ceea ce mă privește pe mine respect absolut toate confesiunile, indiferent că este Biserica Penticostală, că este Biserica Baptistă, tot ceea ce este legat de Dumnezeu este binevenit. Stimați spectatori, înainte de a începe discuția cu stimații mei invitați, domnul Pașol are să ne rostească o rugăciune. Vă rog, domnule Pașol. Tatăl nostru care ești în ceruri, mulțumim pentru că ne-ai dat viață și totodată pentru posibilitatea pe care o avem în această zi de a discuta pentru binele comunității și într-un mod special, cum se spunea de către moderator, acești copii care, într-un mod categoric, au nevoie de sprijin, de ajutor și de călăuzire. Te rog frumos să ne dai o înțelepciune ca ceea ce vom spune în această zi să ajute pentru binele comunității, iar telespectatorii care vor privi să primească o învățătură biblică care să ne ajute din punct de vedere spiritual să ne apropiem mai mult de cer. Pentru toate, Doamne, îți mulțumim și ne așezăm sub autoritatea și sub binecuvântarea Ta de Dumnezeu. Îți mulțumim pentru toate, Tată, Fiule și Duhul Sfânt, în veci de veci. Amin. Vă mulțumim, domnule Pașol. Cu plăcere. Vă mulțumim mult de tot. Stimați mei invitați, am să vă întreb pe fiecare dintre dumneavoastră cine sunteți și care este esența credinței dumneavoastră. Începem cu domnul pastor Dumitru. Vă mulțumesc frumos pentru invitație. Plăcerea a fost de partea mea. Și vreau să vă felicit, v-am urmărit, nu de fiecare dată, dar de câte ori v-am văzut, am apreciat ceea ce faceți dumneavoastră și felul în care promovați copiii și excelența. Vă mulțumesc mult de tot. Sunt Viorel Dumitru, pastor Bisericii Creștine Baptiste Sfânta Treime din Giurgiu. Slujesc în această biserică din anul 2003. Sunt licențiat în teologie al Universității București, Facultatea de Teologie Baptistă, și sunt căsătorit, am doi copii. Să vă trăiască, să fiți sănătoși. Mulțumesc. Da, vă mulțumesc și eu. Vă rog, domnule Pașol. Mulțumesc pentru invitație. Cu plăcere. Sunt pastorul Bisericii Penticostale Maranata din Giurgiu. Slujesc în cadrul acestei biserici din anul 1991, iar ca păstor sunt din anul 2003. Cred că fiecare dintre noi suntem chemați, așezați de Dumnezeu, cum se spune așa într-un termen mai popular, pe tabla de șah a lui Dumnezeu,
Și acolo unde ne cheamă și acolo unde ne trimite, n-avem decât să ne plecăm cu smerenie înaintea lui Dumnezeu și să încercăm să facem lucrul acesta cu toată responsabilitatea și de asemenea cu multă bucurie. Sper ca de aici înainte, dacă veți mai avea nevoie de sprijinul nostru în aceste emisiuni, vom răspunde pozitiv, pentru că, așa cum rosteam și în rugăciune, întreaga societate are nevoie de lucruri bune, frumoase, care să dovedească până la urmă integritatea noastră umană. Vă mulțumesc pentru faptul că sunteți dispus să veniți în emisiunea Educația Juvenilor de fiecare dată și cu siguranță veți reveni. Mulțumesc. Pentru copiii noștri, vă rog frumos, domnule Pașol, să ne spuneți ce înseamnă Biserica Pentecostală Maranata. 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 Cum fiecare om are un nume, o identitate, la fel și bisericile au un nume, au o identitate. Pentecostală vine din cuvântul Pentecost, din limba greacă, care înseamnă a 50-a zi. Da. Și înaintașii noștri s-au inspirat din ziua respectivă, care, la origine, ținând cont din Cartea Faptelor Apostolilor, capitolul 2, s-a întâmplat un lucru extraordinar, moment în care promisiunea Domnului Iisus Hristos s-a împlinit prin pogorârea Duhului Sfânt. Din ziua aceea a luat practic ființă Biserica lui Hristos și rolul coborârii Duhului Sfânt a fost promisiunea Domnului Iisus Hristos, că n-are să lase ucenicii singuri, ci va fi întotdeauna alături de ei. De aici izvorăște numele de Biserică Pentecostală, iar Maranata este de identificare. Cum Dumnezeu există bine. Ion, Petre, Gheorghe, așa este și Maranata. Da, da. Vă rog, stimați-mi invitați, de ajutorul faptului că lumea este într-o permanentă evoluție, din păcate uneori involuție, vă rog să ne prezentați părerea dumneavoastră despre ceea ce se întâmplă la această oră, în această lume, pe acest pământ. Vă rog frumos, începem cu dumneavoastră, domnule Dumitru. Aș vrea să spun și eu la început câteva cuvinte despre Biserica Creștină Baptistă. Vă rog frumos! Nu uit că mă adresez copiilor și ei trebuie să știe. Termenul baptist vine de la baptizo, baptizare, a se boteza. Nu ne-am dat noi acest nume. Am primit numele acesta pentru felul în care Biserica Baptistă a botezat persoane adulte ori persoane care la o vârstă matură au hotărât să îmbrățișeze învățătura creștină, cuvântul lui Dumnezeu. În orașul Giurgiu avem o singură biserică baptistă, Sfânta Treime, termenul cred că nu mai are nevoie de prea multă prezentare. Și clădirea o avem din 1999. Baptiștii în Giurgiu au venit mai târziu, dar doar din 1992. Dar dintre toate bisericile evanghelice, noi suntem cei mai vechi. Biserica Baptistă a apărut la 1611, prima biserică baptistă în Olanda. Acum, referitor la întrebarea dumneavoastră... Îmi cer scuze, trebuie să-l prezentăm și pe domnul Nelu Pădure. Vă rog frumos, domnul Pădure, sigur, îmi cer scuze. Am fost prea cuprins de felul în care vorbeați și... Vă rog frumos, domnul Pădure. Cine sunteți dumneavoastră? Bună ziua, încă o dată. Eu sunt, așa cum m-ai numit, domnul Pădure Ion, Nelu, numele diminutiv. Și mulțumesc pentru invitația pe care ne-ai făcut-o de partea mea, domnul Pădure, sigur. În această după-amiază, în locul acesta. Sunt membru în Biserica Fratelui Dorel, sau mai bine zis, cum s-a prezentat, Tudor Pașol, în Biserica Maranata. Slujesc în biserică și sunt credincios de aproximativ 18 ani. Nu sunt păstor, pentru că n-am avut chemarea de a fi păstor, dar ca și tine, cum ești credincios practicant la Biserica Ortodoxă, așa a devenit și provocarea de a fi în această după-amiază în emisiunea ta, pentru că am zis de ce nu vrei să faci o invitație să venim, ca să împărtășim despre credința pe care o avem, o credință practicantă. De aceea sunt și eu predicator printre rânduri, așa când am ocazia prin bisericile care sunt invitat,
Și mulțumesc Dumnezeu pentru că mi-a făcut chemarea aceasta. Da, da, este un lucru foarte, foarte nobil. Și vă mulțumesc, domnul Potrivit, pentru faptul că dumneavoastră ați îndeznit prezența domnilor Pașol și domnului Dumitru în cadrul emisiunii noastre. Vă rog, domnul Dumitru, să continuați și răspunsul la întrebare. Da, mi-a spus, a spus o întrebare foarte complicată și totuși a cere un răspuns, pentru că vremurile în care trăim și situația actuală ne provoacă pe fiecare dintre noi să avem un răspuns. Ca și creștini, întotdeauna avem un răspuns la îndemână și răspunsul nostru este în Sfânta Scriptură, Cuvântul lui Dumnezeu. Crezul nostru comun creștin, al tuturor creștinilor, se încheie într-o notă pozitivă, optimistă. Aștept învierea morților și viața veacului ce va să fie. Acum, dacă lucrurile acestea se întâmplă prin fenomene gen migrație, războaie și vești de războaie, calamități, accident colectiv, lucrurile acestea trebuie să înțelegem că nu sunt o surpriză din punct de vedere a ceea ce ne învață Sfânta Scriptură referitor la vremurile din urmă. Pentru fiecare creștin, situația cere o pregătire spirituală. Suntem copii ai lui Dumnezeu, suntem temători de Dumnezeu și tot ceea ce facem trebuie să facem ca pentru Dumnezeu și nu ca pentru oameni. Fie că ni se cere o atitudine față de fenomenul acesta al migrației, ne aducem aminte că din țara noastră, cu ani mulți în urmă, plecau spre alte țări și erau emigranți din țara noastră, imigranți în țara respectivă. Noi nu putem să vedem, cel puțin la Giurgiu, foarte mulți, sunt câțiva la centru de la Giurgiu. Eu mi-aduc aminte cu plăcere că am cunoscut doi dintre locatarii centrului de refugiați de la Giurgiu. Unul dintre ei medic, acum lucrează la spitalul de urgență Oradea, iar al doilea avea mai multe licențe, una dintre ele în economie, lucrează în București. Și a fost o provocare pentru noi ca și biserică, personal ca și creștin, să demonstrez acele calități și cerințe ale Sfintei Scripturii. Persoanele care sunt prinse în fenomenul acesta al migrației, mulți dintre ei, sau majoritatea covârșitoare, vin din lumea arabă. Acolo ospitalitatea este la ea acasă. Dar și noi, creștinii, trebuie să știm, să le vorbim, să-i primim și mai ales să le venim în ajutor. Ceea ce se întâmplă astăzi trebuie să însemne pentru noi o aplecare spre ceea ce ne învață Cuvântul lui Dumnezeu și o amintire a ceea ce reprezintă valoarea credinței, credința aplicată, credința trăită și dovedită în orice situație a vieții, indiferent de ceea ce se întâmplă. Domnule Dumitru, vă întreb, de ce credeți că s-a ajuns până aici cu tot ceea ce se întâmplă? Domnul Pașol. Domnul Pașol, îmi cer scuze. Nu trebuie să fim surprinși, spunea și colegul meu. De altfel, Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, într-o discuție amicală cu ucenicii săi, întrebat fiind când va veni sfârșitul acestei lumi, dă câteva răspunsuri legate de întrebarea lor, prin care nuanțează clar, practic, aceste vremuri. Spunea, de exemplu, că un neam se va scula împotriva altui neam, o împărăție împotriva altei împărății, cu tremure, alunecări de pământ, boală și așa mai departe.
Toate aceste lucruri nu trebuie să ne ia prin surprindere, ci trebuie să fim maturi spiritual, să putem să trecem peste aceste evenimente care, sigur, sunt dureroase, provoacă suferință și multe lacrimi, dar printr-o trăire autentică a spiritualității putem să trecem peste altfel de lucruri. Este ușor să mergem pe ideea, pentru că până la urmă vorbim tot din punct de vedere biblic, în Vechiul Testament era legea talionului, dinte pentru dinte, mână pentru mână, picior pentru picior. Acum, în vremea de astăzi, această lege este abrogată, este legea dragostei, este legea respectului, este legea aprecierii și legea prin care fiecare dintre noi trebuie să întindem o mână celuilalt. Altfel, degeaba am purta un titlu, o etichetă, că suntem dintr-o biserică sau alta, dacă nu s-ar vede această îngăduință creștinească de care trebuie să dăm dovadă. Sigur, persoanele care au condus la această mișcare din Europa, care a produs durere și lacrimi, vor fi responsabili și vor răspunde înaintea Creatorului și credem că până la urmă Dumnezeu va lumina oamenii care conduc, cel puțin în latura aceasta a Europei, în așa fel încât astfel de lucruri să se diminueze și, dacă este posibil, să lipsească cu desăvârșire. Da, da, cu siguranță așa va fi. Dragul meu, Alex, te rog frumos, pentru telespectatorii noștri, să ne spui câte ceva despre tine. La ce școală înveți? Ce activități ai în afara școlii? Te rog frumos, Alex. Eu învăț la școala gimnazială Sfântul Gheorghe. Da? În ce clasă ești, Alex? Clasa 6. Da? Pe cine ai diriginte? Pe doamna Niculina Bădoi. Da? Și concomitent cu școala, ce mai faci tu în afara școlii? Chitară. Da? La domnul profesor Dicu. Dicu Ernest. Cărui ai mulțumit pe această cale pentru faptul că ești prezent aici. Da? Și karate. Oh, ești și karatist? Înseamnă că o să trebuiască să ne temem de tine dacă greșim vreodată cu ceva. Am glumit, bineînțeles. Alex, ce melodie ne interpretezi tu? Două melodii, andante numărul 4 și... Prima melodie, să ne spui cum se numește. Andante numărul 4. Te rog frumos, Alex. Talentat. Mulțumim. Domnul Podure, vă întreb, cât de importantă este credința pentru copiii noștri? Trebuie știut acest lucru. Păi, unul dintre cele mai importante roluri pentru copiii noștri ar trebui să fie credința. Pentru că așa cum ai și emisiunea aceasta minunată, educație juvenilă, chiar mă gândeam că și noi ca biserici creștine evanghelice în Giurgiu și județ, tot cam educație juvenilă spirituală ar putea fi pentru noi, creștinii care suntem apartenenți la culturile acestea de curând venite la noi în, după Revoluție, mai mult bine zis așa, în părțile noastre, și ar trebui îndemnați chiar și prin bisericile ortodoxe și prin bisericile evanghelice ca copiii noștri să poată să învețe, pentru că prin biserici poate să recurgă în inimile lor, să devină credința aceasta, cum ai și spus mai devreme, că
că dacă arunc sămânța copiilor, mai târziu ei se vor întoarce și vor veni în biserici. De ce? Pentru că crește dragostea în inimile lor. A spune despre Dumnezeu copiilor noștri este un lucru foarte minunat, pentru că atunci ai temere să nu faci prostii, să nu furi, să nu ucizi, să nu faci lucruri imorale, pentru ca țara aceasta să meargă mai bine. Sigur că da. O educație completă se poate, este foarte adevărat ceea ce a spus dumneavoastră. Consider, nu numai eu, că o educație completă nu poate fi fără educația religioasă. Așa este. Da. Domnilor Pașol și Dumitru, atât creștinii din Biserica Baptistă, cât și cei din Biserica Pentecostală sunt oameni care doresc cu pasiune să aibă parte de intrarea în Împărăția Cerurilor. Vă întreb, domnule Dumitru și domnule Pașol, ce au în comun aceste biserici? Începem cu dumneavoastră, domnule Dumitru. Vă mulțumesc pentru întrebare. Biserica Baptistă și Biserica Pentecostală au într-adevăr mult mai multe lucruri în comun decât diferențe și divergențe, nici atât. Avem în comun Sfânta Scriptură, avem în comun credința, avem în comun dragostea pentru Domnul Iisus Hristos, iubirea pentru aproapele, dorința de a face bine, gândul la rugăciune, la părtășie, la închinare în fața lui Dumnezeu, foarte multe lucruri în comun. Da, vă rog, domnule Pașol. În mare parte, colegul meu le-a spus, dar ce aș putea să subliniez este și colaborarea. Am fost de atâtea ori invitat în Biserica Baptistă să slujesc și, de asemenea, eu l-am invitat pe colegul meu în Biserica Pentecostală să slujească. Am fost împreună la foarte multe evenimente. Chiar îmi spunea mai devreme în mașină că ar vrea luna viitoare să avem împreună un eveniment în oraș legat de această sărbătoare care va fi luna viitoare și sperăm să reușim să avem acest eveniment împreună. Deci colaborarea este foarte importantă. Nu trebuie să existe bariere. Sigur, sunt lucruri minore care ne diferențiază, dar n-aș pune deloc accent pe ele, ci dimpotrivă, așa cum spunea și colegul meu, Biblia, Domnul Iisus Hristos, slujirea și colaborarea despre care spuneam sunt elemente esențiale în colaborarea noastră și de altfel nu numai cu Biserica Baptistă și sunt convins că și ei la rândul lor suntem deschiși pentru orice altă confesiune religioasă, avem întotdeauna deschiderea pentru ei și să întindem o mână de a ne recunoaște ca oameni ai lui Dumnezeu, sigur, ca niște credincioși așezați de Dumnezeu pentru o perioadă aici pe pământ și să încercăm împreună, acolo unde putem, să ne unim, să facem lucruri bune și frumoase pentru comunitate. Da. Domnule Pașol, există în cadrul Bisericii Pentecostale două tabere. Pentecostalul de viziune conservatoare și Pentecostalul de viziune libertină. Vă rog, domnule Pașol, să ne spuneți câte ceva despre fiecare viziune în parte. Pe scurt, pe scurt. Sigur că da. Acum, din punct de vedere al mântuirii, nu există nicio diferență, ci sunt doar diferențe de trăire într-un mod practic. Și ceea ce pot eu să subliniez ca diferențiere este faptul că atunci când apare noul, atunci când apare ceva care n-a mai existat înainte și pe care nu l-ai practicat sau nu l-ai avut înainte, te uiți un pic cam cruciș la el. Cam aceasta ar fi diferența. Și de ce vreau să spun acest aspect? Pentru că, până la urmă, Apostolul Pavel spune la un moment dat în cartea Corinteni că toate lucrurile sunt bune, dar nu toate pot fi folositoare. Și aici pot să dau un exemplu și deseori acest exemplu îl folosesc în biserica unde slujesc. Bună oară, cuțitul. Cuțitul este un instrument pe care îl folosesc dimineața atunci când am nevoie să întind pe pâine untul și apoi gemul, dar cu același obiect pot să faci o crimă cu el. Ei,
Tot la fel și în latura aceasta, diferențierea, cum spuneați dumneavoastră, este legată de noul pe care a apărut. Bună oară, înaintașii noștri, și spun înaintașii pentru că ei sunt conservatori, au fost un pic mai reticenți la, bună oară, apariția televizorului, apariția cravatei, a costumului. Bună oară! Bună oară, în 1991, când eu am intrat în Biserica Penticostală, cei care erau nu purtau costum și cravată. Erau un plovor, își luau până la urmă un sacou, dar fără cravată, pentru că veneau din această latură mai conservatoare. Cu timpul ne-am dat seama, și de altfel Biblia surprinde acest lucru, că nu este nimic din exterior care să ne facă pe noi neplăcuți înaintea lui Dumnezeu. Pentru că aceasta ar fi diferența. Conservatorii consideră că sunt anumite lucruri din exterior care ne pot face pe noi neplăcuți înaintea lui Dumnezeu, ceea ce nu este adevărat. Spunea Domnul Iisus Hristos în Sfânta Evanghelie după Marcu, prezentând până la urmă legat de mâncare, spunea: nu este nimic din afara omului care să-l strice, să-l spurce și să-l facă neplăcut înaintea lui Dumnezeu, ci ceea ce iese din inima omului. Și acolo enumeră prea curvia, curvia, răutatea, egoismul și adăugăm lângă ele altele asemănătoare cu acestea. Ele sunt cele care îl fac pe om neplăcut înaintea lui Dumnezeu, practic săvârșim păcatul, și atunci lucrul acesta este ca un aspect prin care Dumnezeu este nevoit să te ia de ureche. Dar diferențierea aceasta este atât de minoră încât, așa spuneam, doar de trăire, unul acceptă cravata și altul nu acceptă cravata, unul acceptă diplomatul, unul nu acceptă diplomatul, unul acceptă televizorul, altul nu acceptă televizorul. Sunt prea puțin importante lucrurile acestea. Da, da. Domnule Dumitru, vă întreb, ce este ucenicizarea și din perspectiva biblică? Apreciez că v-ați pregătit pentru discuția cu noi. Mă temeam să primesc aceeași întrebare cu ceea ce s-a spus mai devreme, diferențele între cei care sunt mai conservatori și cei care sunt mai moderni. Pot să fac o completare la ce spunea colegul. La noi am avut exces de cravată, adică nu a fost problemă cu cravata să nu o purtăm, chiar am purtat prea mult. Termenul de ucenicizare este luat din ceea ce spune Mântuitorul Iisus Hristos și în Evanghelia după Matei, în capitolul 28, de la versetul 19, Mântuitorul spune: duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Termenul acolo este mateteusate, facerea de ucenici, și noi suntem preocupați în permanență să îndeplinim cerința Sfintei Scripturi, și acest termen cred că are de-a face cu două aspecte ale Mântuitorului Iisus Hristos. Pe de-o parte este persoana Domnului Iisus Hristos, caracterul lui, viața lui, trăirea lui, și apoi este învățătura Domnului Iisus Hristos, pentru că noi, dacă știm că trebuie să răspândim învățătura Domnului Iisus Hristos și principiul Sola Scriptura lansat de mari reformatori, noi îl continuăm. Deci dacă ne gândim la aspectul învățăturii cuprinsă în Evanghelie, cuprinsă în Sfânta Scriptură, ea nu poate fi detașată de viață și de caracter. Cei care au răspândit învățătura Mântuitorului Iisus Hristos, în primul rând au demonstrat prin atitudinea lor, prin trăirea lor, prin comportamentul lor, prin tot ceea ce au făcut, fiind gata să plătească chiar cu prețul vieții, lucru care se întâmplă și astăzi. Încă în vremea aceasta auzim zi de zi vești din partea celor care sau despre aceia care plătesc cu prețul vieții credința lor în Mântuitorul Iisus Hristos. Deci, pe de-o parte, fiind preocupați să răspândim, să transmitem cuvântul lui Dumnezeu, învățătura Sfintei Scripturi, nu uităm că lucrul acesta trebuie să se regăsească mai întâi în caracterul nostru. Lucru care îl urmărește și școala. Da. Deci, pe de-o parte, copilul trebuie să-și însușească materia, dar pe de altă parte, în procesul acesta, el trebuie să ajungă o persoană matură, o persoană care să demonstreze nu doar un nivel de cunoștință, ci și
un stil de viață, un mod de viață care să fie la înălțimea învățăturii care a primit-o sau nivelului de cunoștințe la care el a ajuns. Da, dorim să fie cât mai mare. Doamne ajută! Da. Stimați invitați, în ochii lui Dumnezeu, copiii sunt la fel de importanți ca și adulții. Am să citez un verset biblic. De asemenea, Domnul nostru Iisus Hristos nu a îngrijit copiii. Spune versetul: învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Vă rog, domnule Pașol, să detaliați dumneavoastră. Din punct de vedere biblic, Domnul Iisus Hristos a fost cel care a deschis o ușă pentru copii. O circumstanță din viața Domnului Iisus Hristos arată că au venit niște copii la el. În momentul acela, ucenicii Domnului Iisus Hristos a încercat să îi îndepărteze. De regulă și noi facem la fel, încercăm să îi marginalizăm, să îi dăm la o parte legat de lucrurile celor mari, a celor maturi. Însă Domnul Iisus Hristos a spus: lăsați copilașii să vină la mine. Și spunea de asemenea că împărăția lui Dumnezeu va fi a unora care se vor comporta ca anumiți copii, ca acești copii, adică cu inocență, cu o credință adevărată și cu o deschidere totală pentru împărăția lui Dumnezeu. De asemenea, din experiența noastră a oamenilor, observăm că nimic din ceea ce acumulăm în viața noastră nu luăm cu noi dincolo. Muncim din tinerețe și până la bătrânețe cât ne ține Dumnezeu aici pe pământ. Și strângem. Avem case, mașini, bani, de toate. Numai că atunci când finalizăm călătoria, nimic din acestea nu luăm cu noi dincolo în împărăția lui Dumnezeu. Acest lucru ar trebui să ne înțelegem noi. Și atunci copilul este singurul care poate să meargă cu noi dincolo de granițele, zicem noi, gropii. Merge cu noi dincolo. Șlefuindu-le caracterele de mici, spuneați legat de versetul respectiv, așa este, pentru că mai este încă o circumstanță, să zic, populară, din care a reieșit până la urmă acest lucru pe care îl spun, că dacă un copac îl lași de mic să crească strâmb și se va face strâmb, când se va face mare nu poți să-l mai îndrepți decât cu drujba, adică să-l tai. Dar dacă acel copac este subțirel, este la început, îi pui lângă el un fier beton care este mult mai tare și îl ajuți să crească drept cum vrei. Așa sunt copiii în mâna noastră, a părinților. Noi trebuie să-i modelăm și suntem responsabili de modelul pe care îl dăm, de educația despre care se spunea și mai devreme, pentru că implementăm în ei credința, lucrurile bune și frumoase, care duc până la urmă la o societate curată, o societate bună, frumoasă, în care să nu-ți fie teamă, în care să poți să mergi liniștit pe stradă, să nu-ți fie frică că vine cineva, te lovește, te jefuiește sau viol sau altele asemănătoare cu acestea. Da. Vorbeați dumneavoastră acum câteva zeci de secunde că în viața noastră agonisim, strângem, însă nu luăm nimic cu noi. Vă întreb, domnilor, cât de importantă este dărnicia? Am să vă rog frumos să-mi permiteți să mă leg și eu de întrebarea dinainte, mai ales că specificul emisiunii dumneavoastră este educația. Ați menționat un verset din Sfânta Scriptură, un cuvânt deosebit: învață-l pe copil. Și eu îmi pun întrebarea: cine trebuie să-l învețe pe copil? Și noi știm că astăzi sunt câteva instituții care au abilitatea și chemarea, chiar obligația de a educa. Școala. Prima dată ne gândim, când spune domnule, învață-l pe copil, cine îl învață pe copil? Păi școala îl învață pe copil. Ce trebuie să învețe la școală? Doar materie? Doar chimie, matematică, fizică, franceză, biologie, foarte important. Doar atât trebuie să învețe la școală? Eu am învățat într-o vreme, așa zis, de tristă amintire. Pe lângă materie,
eram analizat și din punct de vedere al comportamentului. Cadru didactic înainte de a începe să predea. Avea un contact, o reacție cu cei care erau în clasă și dacă ceva în ținută nu era corespunzător, chiar tunsoarea, știu și eu. Deci profesorii mei erau foarte preocupați pe lângă materie și de elev, conduita lui, atitudinea lui, adică formarea lui pentru viață și pentru societate. Sigur, cine îl mai educă? Familia. De acolo pornește tot. De acolo cei 7 ani de acasă. Sigur. În contextul actual, familia este sub bombardament, așa văd eu, tirania urgentului. Avem foarte multe lucruri care sunt presiune asupra noastră, urgent trebuie să le rezolvăm. Soțul pleacă la serviciu dimineața, se întoarce seara, este obosit. Dacă întreabă ceva copiii, bine, dacă nu, e treaba femei, mama. Ea, prin excelență, trebuie să aibă grijă de casă. Da, dar mama nu stă acasă. Mama merge și ea la serviciu. Și ea lucrează. Și pleacă. Vine. Trece ziua, comunicăm extrem de puțin. Când suntem împreună, avem televizorul, avem telefonul, avem internetul. A trecut timpul. Biserica. Biserica este o altă instituție chemată și biserica face educație, ora de religie foarte importantă, toți preoții care slujesc în biserică, la școală, își fac datoria cu cei care, bineînțeles, doresc. Niciodată nu este o presiune obligat, cine vrea poate să primească. Și mai e un factor, eu l-am numit strada. Strada. Din păcate, acest ultim element de multe ori este cel mai ofensiv, este cel mai preocupat să educe, în ghilimele spun, copilul. Pentru că școala oferă foarte multă informație și materie foarte multă care trebuie parcursă. Familia este ocupată, biserica doar atunci când este frecventată și când îi se permite, și în rest suntem la dispoziția străzii. Învață-l pe copil. Cui îi se adresează? Familiei, spunem în primul rând. Calea pe care trebuie să urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Foarte important aspectul acesta. Calea care trebuie să o urmeze. Este o singură cale care duce acolo unde vrea Dumnezeu. Și Mântuitorul Iisus Hristos a spus: eu sunt calea, adevărul și viața. Și viața. Foarte frumos, foarte frumos, domnule Dumitru. Puse-mi o întrebare mai devreme. Dărnicia este o datorie sfântă pentru fiecare credincios. Cât de important este să fim darnici? Puteți răspundeți care doriți dintre dumneavoastră. Vă rog, domnule Pașor. Vreau să fac o diferență. Vă rog. Legat de această expresie dărnicie. În primul rând, Biblia prezintă încă din vremea poporului evreu una dintre poruncile și legile date de Domnul. Și spune în cartea Leviticul, capitolul 27, și vreau să citesc câteva versete, pentru că sunt foarte sugestive. Spune așa: orice zeciuială din pământ, din roadele pământului, fie din rodul pomilor, este a Domnului. Este un lucru închinat Domnului. Dacă vrea cineva să răscumpere ceva din zeciuiala lui, să mai adauge o cincime. Orice zeciuială din cirezi, din turme, din tot ce trece sub toiag, să fie o zeciuială închinată Domnului. Și apoi versetul 34 spune așa: acestea sunt poruncile pe care le-a dat lui Moise Domnul pentru copiii lui Israel pe muntele Sinai. Dărnicia despre care spuneați dumneavoastră este compusă în primul rând din zeciuială,
care este într-un mod categoric obligatorie, nu este opțională, spune, este o poruncă dată de Dumnezeu. Și atunci, în vremea respectivă, evreul, din tot ceea ce câștiga la câmp și din tot ceea ce creștea ca animale, a zecea parte era închinată lui Dumnezeu. Trebuia să meargă și să le dea responsabilului din vremea aceea, la cort, la templu, la casa lui Dumnezeu, cu alte cuvinte. Cealaltă parte, legat de această dărnicie despre care spuneați dumneavoastră, din punct de vedere biblic, este intitulată milostenia. Aceasta nu are caracter de obligativitate, ci are un caracter voluntar. În urma sentimentului de milă pe care eu sau dumneata îl ai, izvorăște dorința de a băga mâna în buzunar și de a-l ajuta pe cel de lângă mine care este în nevoie. Și aici, în Noul Testament, ne dă Domnul Iisus Hristos o pildă în Evanghelia după Luca, în care este intitulată pilda Samariteanului Milos, și se evidențiază că un om este prins între niște tâlhari, este bătut, jefuit și lăsat aproape mort în șanț. Trece pe lângă persoana căzută și un preot și un levit, ne spune Domnul Iisus Hristos, nu s-a oprit, ci a trecut pe urmă o a treia persoană, un samaritean. Ei, omul acesta s-a oprit, s-a îngrijit de el, l-a dus la un han, a plătit ceea ce era legat de îngrijirea acestuia și totodată i-a spus hangiului, dacă este mai mult, am să-ți dau la întoarcere. Deci zeciuiala este obligatorie, nu este opțională, iar pe de altă parte milostenia este opțională și este în urma sentimentului de milă pe care eu, dumneata, îl am la un moment dat atunci când văd un om amărât, un om în nevoie, un om în necaz, un om care, cu alte cuvinte, trebuie ajutat. De aceea trebuie să facem această separație, pentru că altfel oamenii înțeleg doar această dărnicie și de multe ori nici nu știu cum trebuie să o facă. De aceea revin și cu aceasta închei, zeciuiala este obligatorie și se aduce la casa lui Dumnezeu. Și apropo de lucrul acesta, spune în Vechiul Testament, în cartea Maleahii, capitolul 3 cu versetul 10, Domnul Dumnezeu în felul următor: mă înșelați. Și atunci evreii s-au întrebat, Domnule, dar cu ce te înșelăm noi pe tine? Și Domnul le spune, cu zeciuielile voastre, pentru că nu le aduceți la casa lui Dumnezeu. Și spunea Domnul, pentru că nu le aduceți la casa lui Dumnezeu, sunteți blestemați pentru că vreți să mă înșelați în felul acesta. De aceea creștinul trebuie să înțeleagă că din venitul pe care îl are și îl obține prin binecuvântarea lui Dumnezeu, că îi dă viață, că îi dă sănătate, că îl călăuzește și îi poartă de grijă, a zecea parte trebuie să o ducă la casa lui Dumnezeu. Iar din ceilalți bani care îi rămân, 90% este pentru el, pentru familia lui, pentru toate celelalte lucruri. Și dacă simte o dată în inimă mila față de cineva, mai bagă mâna încă o dată în buzunar și întinde către aproapele său. Și lucrul acesta este apreciat și de oameni, dar mai cu seamă e apreciat de Dumnezeu. Da, da. Vreau să intervin aici, dacă îmi permiteți, foarte, foarte scurt. Bă, și aș vrea doar să subliniez ceea ce este o cerință a Sfintei Scripturii în ceea ce privește milostenia despre care vorbea colegul meu, și anume caracterul discret. Ceea ce trebuie să facem noi este să facem orice ca pentru Dumnezeu. Mântuitorul Iisus Hristos spune, luați seama, în Evanghelia după Matei, capitolul 6, să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Alminteri nu veți avea răsplată. Suntem deja în perioada de pregătire a sărbătorii nașterii Mântuitorului Iisus Hristos și se obișnuiește și creștinii sunt darnici, ei se uită unde este nevoie și acolo contribuie, merg și dau. Dar în momentul în care te-ai dus și ai făcut public, ai expus persoana la care i-ai dat ceva prin rețele de socializare, mijloace mass media, diferite metode. Deci dacă ai făcut lucrul acesta, să știi că răsplata ți-ai primit-o prin aprecierea sau știu și eu cuvintele care le spune cineva despre tine care te-a văzut. Uite, domnule, ce a putut ăsta să facă. Dar să nu uităm, și valabil pentru toți creștinii, când ai făcut un act de milostenie, trebuie să fie discret, să fie între tine doar și persoana la care te-ai dus. Atunci are valoare în fața... în fața lui Dumnezeu. Și atunci ești, ești răsplătit de Dumnezeu. Sigur, sigur. Alex, ce-ți dorești tu cel mai mult?
bine, să fiu sănătos, părinții mei să fie sănătoși. Să te poată crește. Da, eu îmi doresc pentru tine și pentru toți copiii să aveți o viață liniștită, să aveți un viitor frumos, să nu fie nevoie să mai plecați în sănătate, să vă câștigați pâinea cea de toate zilele. Asta îmi doresc să vă ofere societatea noastră cât se poate de repede. Te rog frumos, Alex, să ne spui cum se numește cea de-a doua melodie pe care ne voi interpreta. Nopți venețiene. Te rog frumos. Alex, am primit mai multe mesaje, însă timpul nu ne permite să le dăm citire tuturor, însă unul o să-l citesc. Domnule Gușă, felicitări pentru invitați. Copiii au ce învăța de la dumnealor. Ioana. Mulțumim mult, doamna Ioana, pentru apreciere. Domnule Dumitru, vă rog frumos să le trați dumneavoastră ceea ce o să citesc acum. În Sfânta Scriptură scrie: și faceți și orice faceți cu gândul sau cu fapta, să faceți totul în numele Domnului Iisus și mulțumiți pentru El lui Dumnezeu Tatăl. Vă rog frumos. Suntem creștini. Termenul creștin, Christianus sum, are o însemnătate specială. Sunt ca și Hristos. Și asta trebuie să mă preocupe pe mine întotdeauna. În orice moment al vieții mele, eu ar trebui să îmi pun întrebarea: ce ar face Hristos în locul meu? Și atunci sunt preocupat nu de slavă deșartă, nu de fala lumii, de aprecierea oamenilor, pentru că eu tot ceea ce fac, fac în fața lui Dumnezeu. Și Sfânta Scriptură spune: tot ce doriți să vă facă vouă oamenii, faceți-le și voi la fel. Adică, așa cum îmi doresc să acționeze altul față de mine, eu sunt primul care acționez în sensul acela. Având în vedere că este Hristos în viața mea, sunt creștin, atunci preocuparea mea permanentă este să fiu pe placul și în voia lui Dumnezeu. Da, foarte frumos, foarte frumos, domnule Dumitru. Dragii mei invitați, din păcate tot ceea ce este frumos se termină repede. Vă mulțumesc încă o dată pentru faptul că ați acceptat invitația la Educația Juvenilă. Mulțumesc cu presiunea dumneavoastră de a reveni și cu altă ocazie. Domnule Pădure, domnule Pașol, domnule Dumitru, Alex, vă mulțumesc tuturor pentru prezența în cadrul emisiunii Educația Juvenilă. Stimați telespectatori, în fiecare joi de la ora 16, vinerea în luare de la ora 14, vă invit să urmăriți Educația Juvenilă. Și nu uitați, dragi copii, cel mai frumos și de preț dar pe care Dumnezeu ni l-a dat nouă oamenilor este viața. De aceea, aceasta trebuie trăită în respect de sine, în respect față de aproapele nostru și, cel mai important, în credință față de Dumnezeu. V-ați putea pune întrebarea: cum puteți obține aceste trei calități extraordinare? Răspunsul este simplu: prin educație. Dragi copii, educația este viitorul vostru. La revedere!